Noi ați văzut, băieți buni, i-am lăsat câteva zile, aibă că s-or înțelege, dar dacă ei nu pot sau nu vor să ne lămurească mai repede cum e treaba asta cu prim-ministru și așa, ne-am gândit să apelăm la cineva care poate. Vax Populi. Cine credeți că e vinovat? De ce nu avem încă un prim-ministru? Iohannis. Păi altcineva cine, dacă el a făcut propagandă mai mult decât un președinte de partid. Să fie clar, acum ce suntem... Eu sunt PSD, spun de la început, la toată lumea. Am fost PSD după Revoluție, când s-a format și până acum am fost mai PSD-ul. Spuneți-mi, cine ar trebui, pe cine vedeți dumneavoastră, bun în funcția asta de prim-ministru? Păi cine poate să fie decât tot din PSD cineva? Spuneți-mi nume, bun. Din PSD. Poate să fie doctorul Rafira. Dacă ați fi domnul Iohannis, pe cine ați spune prim-ministru? Aș spune un prim-ministru... O persoană care este foarte săracă, deci să nu aibă avere, deci când îl alege într-o funcție din asta, să ia și să declare averea care o are. Când după ce face ăștia 4 ani de zile cât este la putere sau dacă mai merge în continuare, îți dita mai vilele. Spuneți-mi un nume bun de prim-ministru care v-ar plăcea, care ar fi bun. Care ar fi bun? Ăla de la PSD, doctor. Doctor, cum îi zice, mă? Da. Ora, da, Rafila. Rafila, da. Prima chestie este că noi nu avem un guvern și n-am avut de 30 de ani. Că au fost numai hoți. Păi cine să punem, doamnă prim-ministru? Cine ar fi bun de prim-ministru? Aur. Ce vă place la Aur? Pentru că vrea să facă condiții mai ușoare pentru români. Știți pe cineva de la Aur? Nu știu, dar am auzit și eu la televizor. Eu zic să-l fi lăsat în pace Orban. Tot Orban. Tot Orban. Mai degrabă făcut referendum, dat Klaus Iohannis jos. Acum cine e prim-ministru? Nu știu, nu m-am uitat. De ce să mint? Să, nu știu. La vot ați fost? La... Da, am fost. Cine e acum prim-ministru? Spuneți că nu știți. Nu știu. E important cine e prim-ministru țării? Eu cam așa, zice că s-ar putea să fie important cine ar fi, dar să, dacă ar fi să alegem pe cineva, să fie cineva care să facă ceva în țară. Bă, trebuie un om care să n-aibă partid, independent să fie. Așa că dacă îl pui pe oricare dintre ei care i-a numit Orban îi numește, Iohannis... Îi aprobă. Acum vrea să-l pun iar pe oră. Dar de câte ori l-a dat jos, de câte ori el și-a cerut demisia, stă în banca lui acolo. Păi cine-i de vină pentru situația actuală? Toți parlamentari, în definitiv. Spuneți-mi un nume bun de prim-ministru. Cine v-ar plăcea dumneavoastră să fie? Sau cine ar fi bun de prim-ministru? Nu mai avem încredere în nimeni, niciun nume e bun. Și să nu mai punem? Păi, da, trebuie pus, dar dacă ce faci în țara asta? Nu faci nimic în țara asta. N-a pus țara pe cintru, ce să mai. Ați acceptat? Vă sună domnul Iohannis. Haideți prim-ministru. Veniți? Nu. De ce? E greu cu naveta.